Vreau să vă salut și să vă mulțumesc că sunteți aici. Aș vrea să nu fiu urmărit de această notă de tristețe și de durere pe care o încerc în zilele acestea. Însă noi suntem oameni și suferim atunci când pierdem ceva. Ne bucurăm atunci când câștigăm. Eu am pierdut un prieten și un colaborator. A fost un bărbat pe care l-am cunoscut de aproape și eu știu că Dumnezeu l-a folosit. Alături de el am mers multe mii de kilometri, împreună am văzut multe mii de oameni venind la Hristos în România. A fost un bărbat care l-a iubit pe Iisus într-un fel în care nu i-am mai văzut pe mulți. N-am cunoscut mulți oameni ca el. Probabil că îi pot număra pe degetele la o singură mână. Și s-ar putea ca voi să vă mirați. Însă eu vă spun adevărul. Oameni ca el, nu am cunoscut mai mulți să treacă dincolo de degetele la o mână. Vă spun lucrurile acestea nu pentru ca să spun mult despre, Marius Gorcea, ci să vă spun că locul lui a rămas gol. Și dacă voi nu sunteți pregătiți să umpleți locul acela, atunci nu o să faceți mult. Eu pot să vă predic în seara aceasta din Scripturi și voi știți că eu o fac cu multă dragoste pentru voi. Însă dacă predica mea nu vă atinge inima și nu vă provoacă, nu vă determină să luați o decizie, atunci amândoi ne-am pierdut timpul în seara aceasta. Iisus are nevoie de bărbați și de femei care să împlinească interesele Lui pe pământ. Și foarte puțini oameni sunt gata să facă asta. Vă chem pe voi în această seară să gândiți mai matur decât până acum la acest lucru. Și așa cum am fost îndemnați, să ne gândim ce vrem să facem cu viața noastră. În seara aceasta aș vrea să fac o introducere la ceea ce vreau să fie un ciclu de câteva lecții. Îmi place să cred că ciclul acesta de lecții nu va fi nici prea psihologic, nici prea teologic, să fie greu de digerat, de înțeles, de implementat în mod practic în viață pentru careva. Însă știu sigur că oamenii mari sunt foarte bine instruiți, foarte bine educați și foarte bine pregătiți. Indiferent că e vorba de armată, indiferent că e vorba de Biblie sau de sport sau de orice altceva. Întotdeauna un campion are în spate foarte, foarte, foarte multă disciplină și pregătire. Și eu știu că voi trebuie să fiți oameni ai lui Dumnezeu și pentru aceasta trebuie să vă lăsați instruiți, pregătiți și disciplinați de Evanghelia lui Iisus Hristos. Tocmai de aceea, în seara aceasta, aș vrea să vă spun câteva lucruri care, repet, vor fi o introducere la ceea ce eu vreau să fie un ciclu de lecții numit caracter și temperament. Am să vă rog să fiți cu Biblia deschisă, dacă o aveți la voi în seara asta. Și din Luca, capitolul 9, să citim despre cum să urmăm pe Iisus. Observați că versetul 23, singurul pe care vreau să-l citesc, este o invitație a Mântuitorului Iisus Hristos și această invitație a fost pentru oamenii de atunci și este pentru noi în seara aceasta. El spune cu mine să se lepede de sine, să-și acrucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și eu, ca și voi, stând pe bancă și privind spre amvon, locul de unde oamenii lui Dumnezeu ne vorbesc din Biblie, am auzit foarte multe predici despre cuvântul eu. Am auzit foarte multe predici care spun că euul este o instanță vinovată și greșită în viața noastră și că noi ar trebui să ne lepădăm de eu. De când am început să devin conștient de realitățile vieții, probabil de pe la vreo 10, 12, 15 ani, am fost foarte curios cum pământul fiind rotund nu curge apa din el, pentru că undeva are o parte numită jos. Și m-am gândit, cum stau oamenii cu capul în jos acolo? Și cum de nu curge apa?
cine o ține lipit acolo? Și o parte din copilăria mea a fost frământată de întrebări de genul ăsta. Când am intrat în biserică și am auzit despre eu, despre sine, despre suflet, despre inimă, despre minte, am vrut să înțeleg mai mult decât simplu cuvânt de lemn, sine și eu. Și m-am întrebat, ce e ăla eu? Pentru că de acolo, de la microfonul acela, ni se spune că trebuie să ne lepădăm de eul nostru. Este foarte greu să te lepezi de ce nu știi. De fapt, este imposibil. Pentru voi, dragii mei, ce înseamnă eu? Când voi sunteți invitați să vă lepădați de eul vostru, de ce vă dezbrăcați? Ce anume? La ce renunțați? Observați că de multe ori astea nu sunt decât subiecte de predică. Și dincolo de faptul că sunt subiecte de predică, nu există nimic practic în toată povestea asta. Plecăm și niciunul dintre noi nu ne dezbrăcăm de nimic. Că până la urmă de ce să te dezbraci? Și ăla eu. Și mereu și mereu suntem invitați să ne dezbrăcăm de eul nostru și predicatorii insistă, fără niciun efect, pentru că noi nu ne dezbrăcăm niciodată de nimic, că nu prea avem de ce. Ce este ăla eu? Voi puteți să-mi spuneți? Am să aștept câteva secunde. Ne dezbrăcăm de caracter. Câteodată ni se mai întâmplă, din nefericire, să ne dezbrăcăm și de caracter, dar atunci facem urât, facem rău. În seara aceasta, ca de obicei, eu vreau să gândim biblic, pentru că numai atunci vom avea șansa să trăim biblic când vom gândi biblic. Hristos a spus, dacă vrea cineva să vină după mine, atunci trebuie să facă câteva lucruri. În primul rând trebuie să se lepede de sine și apoi să-și ia crucea în fiecare zi. Și când a făcut aceste două lucruri, poate să mă urmeze. În niciun loc din această carte nu este folosit cuvântul eu. În niciun loc. Niciodată Iisus Hristos nu spune că noi trebuie să ne lepădăm de euul nostru. Niciodată. Asta o spun unii predicatori. Biblia spune că noi trebuie să ne lepădăm de sinele nostru. În seara aceasta avem o misiune relativ grea, să înțelegem ce este sinele, ce este euul și care este diferența între aceste două. Noi trebuie să știm ce este acela temperament, dacă se poate schimba și în mod practic ce înseamnă el. Foarte mulți dintre noi suntem falimentari pentru faptul că noi nu știm să controlăm interiorul nostru. Nu știm să-l definim. Nu știm să lucrăm cu el și nu-l putem controla. Voi sunteți o generație care nu vă puteți permite să trăiți în ignoranță, adică în necunoaștere, mulțumindu-vă doar cu niște lucruri care sunt atât de puține pentru voi. Voi trebuie să aveți o înțelegere cel puțin primară a ceea ce înseamnă caracter, a ceea ce înseamnă temperament, pentru ca să puteți controla temperamentul și caracterul vostru. Altfel, veți iubi o religie cu gălăgie, cu lume multă, unde întotdeauna vă veți simți încurcați fiind puși singuri în fața lui Dumnezeu. În seara aceasta o să vorbesc despre ce înseamnă să te lepezi de sine. Acest subiect este o introducere la ceea ce eu am numit diferența între caracter și temperament. Pentru că sinele acesta este o parte din titlul diferența între caracter și temperament.
Imaginați-vă, vă rog, că Dumnezeu l-a creat pe om și l-a așezat într-un mediu unde era satisfăcut și fericit. Și omul era cu Dumnezeu și omul avea asemănarea morală și spirituală a Creatorului său, adică Dumnezeu. Omul avea relație cu Dumnezeu, o relație spirituală și era fericit acolo. La un moment dat vine diavolul, merge la om și îi face o propunere. Propunerea diavolului era împotriva condiției puse de Dumnezeu pentru om ca acesta să rămână în părtășie și în relație spirituală cu el. Și ciudat, omul trădează pe Dumnezeu. Dumnezeu însă se ține de cuvânt. Îl ia pe om și îl scoate în absența lui. Îl elimină din prezența sa. Și ceea ce omul pierde atunci este exact ceea ce îl făcea să fie ca și Dumnezeu, chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a făcut pe Adam, l-a făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar nu era vorba de un chip fizic, pentru că Dumnezeu nu are un chip fizic, Dumnezeu este spirit. L-a făcut după chipul moral și după chipul spiritual al său pe om. Când omul a păcătuit și a fost scos din prezența lui Dumnezeu ca o consecință a păcatului, atunci el a pierdut asemănarea cu Dumnezeu. Chipul moral și spiritual care era ca al lui Dumnezeu l-a pierdut. Și dintr-o dată a devenit cum nu fusese până atunci. Și n-a mai fost cum fusese până atunci. În viața omului a avut loc o diferență uluitoare. De atunci și până la moartea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, oamenii au trăit în absența lui Dumnezeu, singuri și nefericiți. Iisus a venit ca să-l ia pe om din absența lui Dumnezeu, să îl atragă la sine și să-l aducă în prezența lui Dumnezeu, acolo unde îi era locul, de fapt. Însă omul nu poate să stea în prezența lui Dumnezeu atâta timp cât există diferență de asemănare morală și spirituală. Omul trebuie să aibă din nou ceea ce a pierdut prin păcat, adică să arate moral și spiritual ca Dumnezeu și să se poată potrivi cu el. Dar omul nu potrivește cu Dumnezeu și e invers, e pe dos de Dumnezeu. Și a venit Iisus Hristos, l-a luat pe om din absența lui Dumnezeu, l-a făcut cum a fost la început, dându-i asemănarea pierdută și l-a pus în prezența lui Dumnezeu. Aceasta este toată povestea. Însă această poveste, Luca, în textul pe care eu l-am citit, în versetul pe care l-am citat, spune: dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Tot ce v-am spus eu mai devreme este, de fapt, spus în această afirmație. Iisus vine la oamenii care trăiau în absența lui Dumnezeu. Îi invită să-L urmeze pe El pentru ca să-i ducă în prezența lui Dumnezeu. Însă el pune o condiție, să se lepede de sine. Ce este ăla sinele? Tu niciodată nu-L vei putea urma pe Iisus fără să te lepezi de sine, dacă nu știi ce e ăla sine. Mai întâi trebuie să știi de ce să te dezbraci și după aceea să te dezbraci. Mai întâi trebuie să știi la ce anume să renunți și după aceea să renunți. Hristos spune să te lepezi de sine și după ce arunci sinele, vină după mine, dar nu înainte de a-l arunca. Lasă-mă să te întreb în această seară, tu ai aruncat sinele? Ce este ăla pentru tine? Noi avem impresia că Biblia e o carte cu povești de Ion Creangă și să știi Biblia și să trăiești Biblia este așa, pentru noi, un cântec cu două strofe. Biblia este cea mai ușoară și cea mai grea carte în același timp și ca să o înțelegi, în primul rând, îți trebuie umilința necesară să înțelegi că nu o înțelegi. Ce înseamnă sinele? Imaginați-vă o casă. O vedeți?
Imaginați-vă că este o casă care are și etaj. Și imaginați-vă că la parter este omul. Sunt eu, Luigi Mițoi. Și eu locuiesc aici. Deasupra, la etaj, este Dumnezeul și Creatorul meu, care mi-a dat viața, care m-a făcut ca pe El și m-a așezat în prezența Lui și în relație spirituală cu El. El stă deasupra mea și guvernează viața mea. El se întâlnește cu mine, Adam, în răcoarea dimineții și avem o relație și o părtășie spirituală. Eu stau aici și Dumnezeu stă deasupra mea. El e în turnul de control al vieții mele și El controlează viața mea. Eu sunt eu, iar Dumnezeu este deasupra mea. Haideți să mergem mai departe. La un moment dat, eu păcătuiesc. Merg la pomul interzis și iau fructul și îl mănânc. Dumnezeu care conduce viața mea și care trăiește în controlul vieții mele este supărat, ofensat de gestul meu de trădare, de neascultare și după cum mi-a spus înainte, s-a ținut de cuvânt și pleacă. Pleacă din etajul vieții mele, din etajul construcției mele. Dumnezeu pleacă, își ia bagajul și pleacă. Și etajul rămâne gol. Și Dumnezeu pleacă. Și casa la etaj rămâne goală. Asta s-a întâmplat în grădina Edenului când Dumnezeu a blestemat pământul, natura, pe șarpe și a plecat din prezența lui Adam și Adam a rămas singur. Adam a rămas la parter, dar etajul a rămas gol pentru că locul unde locuia Dumnezeu plecând a rămas gol. Omul atunci a încercat să-l umple cu filozofie, cu religie, cu fapte bune, cu moralitate, încercând în felul acesta să umple golul acela cu ceva. În momentul în care Dumnezeu a plecat de la etaj, în momentul acela s-a creat un basement în clădire. Și basementul acela se numește sinele. Plecarea lui Dumnezeu din etajul clădirii, absența lui Dumnezeu de acolo, a făcut dintr-o dată să se adauge la casa respectivă un etaj dedesubt, un basement. Și acela este sinele. Ce este euul, ce este etajul, ce este sinele? Înainte să spunem ce este fiecare dintre cele trei, vreau încă o dată să nu pierdeți din vedere casa. Uitați-vă la ea. Locul lui Dumnezeu era la etaj. El guverna viața mea. Eu, Adam, eu, Luigi Mițoi, eram la parter. Și nu exista niciun basement la început. Eram eu și Dumnezeu. Însă eu eram dedesubtul lui Dumnezeu și Dumnezeu deasupra mea. Și eu cu Dumnezeu aveam o relație profundă, o relație spirituală. Eu însă l-am trădat pe Dumnezeu, am păcătuit și Dumnezeu, ca să-și protejeze sfințenia, a plecat. Și m-a lăsat pe mine într-o atmosferă de păcat. Când Dumnezeu a plecat din etaj, dintr-o dată la clădirea vieții mele s-a adăugat un basement. Și acela este sinele. Sinele a apărut în momentul în care a plecat Dumnezeu din etaj. Iisus Hristos a venit în lumea noastră ca să-L aducă din nou pe Dumnezeu la locul Lui, în etajul clădirii vieții noastre. Dar în momentul în care Hristos îl aduce pe Dumnezeu înapoi în etaj, în controlul vieții noastre, în calitatea de stăpân, de domn, de cel care controlează și conduce viața mea, dintr-o dată trebuie să se întâmple și cea de-a doua modificare. Vine Dumnezeu și dispare sinele. Pentru că la început a plecat Dumnezeu și a apărut sinele, acum se întoarce Dumnezeu și dispare sinele. Nu uitați, vedeți din nou clădirea. Pleacă Dumnezeu de la etaj și apare sinele, acum vine Dumnezeu înapoi la locul lui la etaj și dispare sinele. Se fac lucrurile invers decât la început. De fapt, asta înseamnă să te pocăiești.
să nu mai fii singur, să nu mai ai doar o religie, doar o filozofie, ci să-L aduci pe Dumnezeu în viața ta și în controlul existenței tale din fiecare clipă. Dar când Dumnezeu vine, El pune lucrurile cum au fost la început. Găsește ceva în plus, basement-ul. Și spune, pe ăsta trebuie să-L arunci. Pentru că acesta este în plus în planul meu. Și Hristos spune, dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine. Să arunce basement-ul, să renunțe la el. Sinele ce este ăla? De obicei, noi predicatorii lucrăm cu cuvinte. Medicii lucrează cu seringi, cuțite, zis bisturiu și mai nu știu ce. Predicatorii lucrează cu cuvinte. Dar de cele mai multe ori, ei nu explică cuvintele pe care le folosesc. Așa că, cuvintele pe care le folosesc n-au conținut pentru oamenii care le ascultă. Oamenii aud cuvântul sine, dar nimeni nu știe ce e aia. Și cum să mă las eu Luigi Mițoi de sine dacă nu știu ce e ăla? Cum să renunț eu la sine dacă eu nu știu ce e la sine? Ca să renunț la el trebuie să știi ce e ăla. E ca și cum eu vin la tine și spun, aruncă! Ce să arunc? Aruncă! Da, ce să arunc? Am avut o experiență puțin mai devreme cu adolescenții. I-am rugat să citească câteva texte biblice, referințe, de pe o foaie de hârtie pe care le-am dat-o. La un moment dat, scria capitolul și versetul, dar nu scria cartea. Și eu zic, citește. Și se uită și spune, ce să citesc? Citește! Păi ce să citesc? 2:18. 2:18 ce? Că 2:18 are și Genesa și Exodul și Levitic și Numeri și Deuteronom și Iosua și Judecători și 2:18 au toate cele 66 de cărți. Care dintre ele 2:18? Nu pot să citesc 2:18 că nu știu care 2:18. Leapăde. De ce? De orice. Nu, doar de sine. Ce este sinele? Este basement-ul care a apărut când a plecat Dumnezeu din etaj, din control. Acum Dumnezeu vrea să se întoarcă înapoi, dar se întoarce cu condiția să plece cel care a apărut, această instanță de basement, de dedesubt, de sine. De aceea Hristos vine la oameni și le spune, dacă vreți să mă urmați, dacă vreți să vin din nou în controlul vieții voastre și să vă guvernez ființa, să fiu binecuvântare și protecție pentru voi, să vă iert și să vă vindec, să vă duc în cer, voi trebuie să renunțați la această instanță care a apărut, care s-a lipit de voi și care este sinele, basement-ul clădirii vieții voastre. Priviți în continuare clădirea. Ce este sinele? Mai lungesc puțin calvarul ăsta și trec din nou pe la ceea ce spuneam în introducere. Predicatorii, cei mai mulți dintre ei pe care eu i-am auzit, spun că sinele este eu-ul. Și zic așa, trebuie să vă lepădați de eu. Noi trebuie să ne lepădăm de eu-ul nostru. Dacă noi am ști ce este eu-ul, noi niciodată n-am mai spune că trebuie să ne lepădăm de el. Dar pentru că nu știm, putem să spunem orice. Ați observat că copiii, ei nu înțeleg cuvintele urâte și le folosesc. Mergi cu copilul undeva și spune un cuvânt din ăla urât. Să zicem unul care începe cu F sau eu mai știu cu ce. Și te îngrozești lângă el că tu știi ce spune. Dar el e copil, el nu știe ce spune. El zice ca și cum aș spune ciocolată. Pentru el nu e nicio diferență între ciocolată și cuvântul pe care îl spune, că el e mic și n-are minte. Dar eu sunt în stare să plesnesc de rușine lângă el, că eu știu ce a spus. Noi venim și spunem să ne lepădăm de eu-ul nostru. Dar de fapt, dacă mă puteți ierta, nu prea știm ce spunem. Ce spunem de fapt? Hristos spune, dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine. Sinele este cel la care noi trebuie să renunțăm, nu eu-ul. Ce este eu-ul? Eu-ul este identitatea mea ca individ. Eu-ul sunt eu. Eu, chiar eu sunt eu. Eu-ul sunt eu. Definiția în psihologie a eu-ului nu are nicio importanță, pentru că ea nu ar face decât să fie neînțeleasă pentru mulți și greoaie pentru cei care o înțeleg.
Însă vreau numai să vă spun că atunci când Biblia vorbește de eu, când psihologia vorbește de eu, când limba română și engleză vorbește de eu, de fapt vorbește despre complexul de motivații numit Luigi Mițoi. Când eu vorbesc despre eu, vorbesc despre mintea mea, capacitatea mea intelectuală, cu toate instanțele care le are, memorie, rațiune și inteligență. Când eu vorbesc despre eu, vorbesc despre tot domeniul meu afectiv, trăiri interioare, sentimente, emoții. Când eu vorbesc despre eu, vorbesc despre domeniul meu spiritual, conștiință și intuiție. Când eu vorbesc despre eu, vorbesc despre partea mea biologică, despre acest înveliș din carne și oase în care există Duhul și sufletul meu. Când eu vorbesc despre eu, vorbesc despre mine. Ca să mă lepă de eu, ar trebui să-mi pierd mintea. Pentru că mintea mea mă face pe mine să fiu eu. Eu, omul Luigi Mițoi. Dacă mă lepă de eu, mă lepă de sentimentele mele. Și dacă eu mă lepă de eu, mă lepă de Duhul meu și mă lepă de trupul meu, dacă eu mă lepă de mine, eu nu mai exist. Eu nu pot să trăiesc și să nu fiu eu. Animalele nu au identitate, nu au personalitate. Dar oamenii au personalitate, au identitatea existenței lor. Fiecare dintre noi suntem un eu. Imaginați-vă din nou casa. Știu că este greu. E puțin încâlcit ce vreau să vă spun, dar nu e încâlcit pentru că este greu de priceput, ci este încâlcit pentru că noi am fost duși pe o înfundătură de explicații greșite și acum trebuie să ieșim de acolo și să mergem pe strada dreaptă sau îngustă, dacă vreți. Haideți să revenim. Euul, priviți din nou casa, euul este locul unde locuiesc eu, este parterul. Acolo locuiesc eu, acolo e locul meu. Atâta timp cât trăiesc, eu sunt eu. Eu n-am fost niciodată altul și nici nu voi fi. Eu sunt doar eu. Și eu locuiesc la parter. Dumnezeul meu locuiește deasupra mea și mă guvernează, mă controlează prin legile lui, creindu-mi un cadru limitat între care exist. Trădându-l pe Dumnezeu eu, Dumnezeu a plecat. Și dintr-o dată s-a atașat la euul meu, s-a atașat un sine. Și Dumnezeu când vine înapoi la locul lui, nu-mi spune tu trebuie să te lepezi de euul tău. Că euul a fost Adam când a trăit cu Dumnezeu și era bun, era la locul lui, la parter. Dar ceea ce s-a atașat între timp a fost sinele. Și Dumnezeu spune tu trebuie să te lepezi de sine, nu de eu. Un om ca să se lepede de el trebuie să moară, trebuie să-și piardă mintea, trebuie să-și piardă sentimentele și îmi place să cred că pocăința nu cere așa ceva. Pocăința nu ne cere să ne lepădăm de mintea noastră, că bună sau rea e singura pe care o avem. Nici de sentimentele noastre. Și nici de Duhul nostru și nici de trupul nostru, pentru că dacă ne lepădăm tot toate astea, nu mai existăm. Și nu ne mai putem pocăi. Biblia ne cere să ne lepădăm de sine. Ce este sinele? Este ceva ce nu a fost creat de Dumnezeu. Dumnezeu m-a creat pe mine, pe eu, Luigi Mițoi. Și eu, Luigi Mițoi, am trăit cu Dumnezeu. Dar la un moment dat Dumnezeu a plecat și pe lângă mine, eu, Luigi Mițoi, s-a atașat sinele. Sinele a fost consecința păcatului meu. Eu am păcătuit și am primit un sine ca o consecință a păcatului meu. Și vine Iisus Hristos și spune, tu trebuie să renunți la ce ai primit pentru ca să devii ca înainte. Trebuie să renunți la această remorcă, trebuie să renunți la acest basement, trebuie să renunți la acest lucru atașat de tine, lipit de tine. Pentru că ăsta, de fapt, e consecința păcatului tău. Trebuie să rămâi tu, adică eu, Luigi Mițoi, și Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Duhul Sfânt locuiește în mine, adică în eu, Luigi Mițoi. Nu poate să locuiască nicăieri, nu poate să locuiască în buzunarul de la pantalonii mei. Duhul Sfânt locuiește în mine. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16-17. Voi sunteți templul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Duhul lui Dumnezeu locuiește în mine. Eu, Luigi Mițoi, sunt locul unde locuiește Duhul Sfânt. Eu, Luigi Mițoi, sunt locul unde locuiește Duhul Sfânt. Sunt casa în care locuiește Duhul Sfânt. Însă casa aceasta n-are basement, n-are sine. Pentru că eu m-am lepădat de sine. Dar tu te-ai lepădat? Și e la sine. Biblia
spun eu de obicei lunea când ne întâlnim la studiu biblic, este o carte pe care, indiferent cât de bine o cunoști, ai impresia că o cunoști. Dacă o cunoști puțin, ai impresia că o cunoști. Dacă o cunoști mult, ai impresia, ai aceeași impresie, că o cunoști. Dacă o cunoști foarte, foarte mult, ai aceeași impresie, ai impresia că o cunoști. Și oricât ai cunoaște-o, mult sau puțin, ai aceeași impresie, că o cunoști. De fapt, cu cât o cunoști mai bine, ai impresia că o cunoști mai puțin. Sinele este instanța păcatelor, a instinctelor primare, a lucrurilor refulate de mintea mea. Sinele este ceea ce s-a atașat existenței mele după ce am păcătuit. Sinele este instanța de impulsuri. Atenție, nu-i nimic rațional aici. Fiți atenți. Este instanța de impulsuri care tind să se manifeste în funcție de plăcere și de neplăcere. Euul se manifestă în funcție de legile lui Dumnezeu. Eu nu mint pentru că Biblia îmi spune să nu mint. Eu nu fur pentru că Biblia îmi spune să nu fur. Eu am în rațiunea mea, în mintea mea, am în mine legile Domnului. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului locuiește în mine, în eu, lui Gimițoi. Eu conțin poruncile lui Dumnezeu și mă îndrept după ele. Dar sinele este instanța nu de legi puse de Dumnezeu, ci este instanța de impulsuri. Este instanța de instincte primare care acționează în funcție de plăcere și de neplăcere. Eu, ca și creștin, nu acționez în viața mea în funcție de plăcere și de neplăcere, ci acționez în funcție de legile Domnului. Adică, acesta este drumul vieții și eu merg pe drumul vieții. Și la un moment dat văd drog, alcool, țigări, femei, jocuri de noroc. Pe drumul vieții mele văd aceste lucruri. Și eu, lui Gimițoi, mă uit și Dumnezeu prin Duhul Sfânt îmi spune: nu fura, nu minți, nu pofti. Și atunci eu, lui Gimițoi, mă duc mai departe. Pentru că sunt îngrădit, sunt limitat de cuvântul Domnului. Și renunț și mă duc mai departe. Dar mă întorc acum și dintr-o dată eu nu mai sunt condus de cuvântul Domnului, că Dumnezeu nu e aici, a plecat și eu am sinele. Și sinele este instanța de instincte primare. Animalele sunt călăuzite de instincte. Boul mănâncă că e foame. El n-are minte. El nu știe să citească, el nu știe să se joace pe computer, el nu știe să facă nimic. Lui, dacă îi dai să mănânce și bea și o găleată de apă, e ok. Că el are câteva instincte pe care le rezolvi imediat. Omul însă e o ființă complexă. Însă omul acesta nu mai este complex pentru că a plecat Dumnezeu și s-a atașat sinele. Sinele este o instanță de instincte. De ce ai făcut așa? Așa îmi place. Vino cu acea dacă așa îți place. Așa îți place, hă? Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se nu după ce îi place lui. Ați observat un bou? Nu știu câți dintre voi ați văzut un bou. Imaginați-vă un bou. Merge pe drum și la un moment dat aici vede iarbă. Iarbă multă. Păi el nu-l interesează că iarba nu ia stăpânul lui. El se duce în iarbă și începe să mănânce. Și dacă îl întrebă, de ce mănânci din iarba altuia stăpân? El spune, că așa-mi place. Păi el nu-l interesează de legile oamenilor, că asta nu e iarba la stăpânul lui, păi el lasă rece legile oamenilor. El e călăuzit de instinctul de foame, micuțu și drăguțu. Și pentru că instinctul de foame, când vede iarba, spune, du-te, ia și mănâncă. El nu știe să spună nu, mă abțin. El nu știe să spună nu, mă înfrânez, mă controlez, că nu e iarba stăpânului meu. Păi el îl lasă recea cu e iarba. Lui trebuie, instinctul îi spune adun coa și mănâncă. Sinele este instanța de instincte primare, refulate, care s-au atașat omului când Dumnezeu a plecat. Și acum omul este condus de propriile instincte. De ce curvesc oamenii? E cinstit să-ți înșel nevasta? Nu. Are vreo logică? Nu. Pentru că femeia la care te duci nu are nimic mai mult decât nevasta ta. Nimic!
E o femeie la fel, trasă la Xerox. Decât că pe din afară probabil are părul blond în loc de negru sau negru în loc de galben. Dar de fapt este aceeași femeie, una pe care Dumnezeu a creat-o. Nu-i diferită. Dar pentru că omul e condus de instincte, nu de legile lui Dumnezeu, s-a săturat de ce are el, că omul întotdeauna vrea ce nu are. Și instinctul primar îl trimite în altă parte și se duce. De ce? Pentru că el nu-i condus de legile Domnului. Dumnezeu nu e aici. El e condus de sine. Sinele este instanța de instincte. Să uită bietul și Solomon spune să duce ca un bou. Citiți Proverbe capitolul 3 și veți constata că spune: am văzut un tânăr neîncercat stând la fereastra casei mele. Ce stăteam la fereastră și mă uitam printre zăbrele, adică printre gratii, mulțumesc Alin. Și am văzut pe tânărul acesta că mergea pe drum și la un moment dat în față îi sare o frumoasă. Asta era măritată, dar bărbatul își luase sacul cu bani și plecase în călătorie, în vacanță. Și o lăsase singură acasă. Și iese asta fâțâită și iese în față și îi spune: hei, tinerelule, ce faci? Și el îi spune, ar fi vrut să-i spună: lasă-mă în pace că eu-s băiat serios. Dar nu poate să-i spună că n-are minte. Dumnezeu nu e acolo. Și sinele, instinctele primare, cum o vede, spune: tu de fapt cam asta cauți. Și ea îi spune, știi ce? Mi-am împodobit patul cu miresme, soțul meu nu e acasă să nu-ți faci nicio grijă că se întoarce peste 2 săptămâni, așa că vină încoace. Și el, spune Solomon, ca un bou, să duce și să simte bine. Și la urmă pleacă și spune: Doamne, iartă-mă. Aceasta este trista istorie a multora dintre noi, nu neapărat cu femei, ci de la o extremă a păcatului până la cealaltă. Oameni care nu avem puterea să ne abținem. Pentru că atâta timp cât sinele există, instanța firii, instanța instinctelor primare, eu nu pot face ce trebuie, eu fac ce-mi place mie, că-s condus, diferența care o fac este poftă-nepoftă. Eu-s condus de pofte, sunt condus de patimi, sunt condus de instinctul meu, instinctul de a avea și fur, instinctul sexual și mă duc și fără să fiu căsătorit și am relații intime, sau după ce sunt căsătorit mă duc cu altele, instinctul să mă împlinesc și îmi permit alcool, droguri, ecstasy și tot felul de, pentru că de fapt eu sunt condus de instinct. Eu n-am minte. Și vine Dumnezeu și mă găsește în această stare deplorabilă și îmi spune: tu trebuie să te naști din nou. Cum? Să te naști din nou, să te pocăiești, să te întorci la Dumnezeu, este exact ce spune Luca în capitolul 10, în capitolul 9, versetul pe care l-am citit, respectiv 23. Decât că e spus diferit. E spus diferit. Leapă de sinele. Ce la sinele este instanța păcătoasă care ți s-a atașat. Este obiceiul tău de a lua ce-ți place, chiar dacă știi că nu e bun. De ce folosesc oamenii alcool? Ei nu știu că nu-i bun, ba da. Nu-i bine, dar e bun la gust. De ce merg oamenii la femeile altora? Nu-i moral. Da, e fascinant. Și instinctul îl determină să facă ce e fascinant. Legile Domnului n-au efect asupra lui, îl lasă rece. Și spun ei, eu fac ce vreau cu viața mea, eu fac ce vreau cu banii mei. Și au dreptate. Au dreptate, ei fac ce vor cu viața lor. Oameni conduși de sine. De basement, oameni conduși de instinctele primare. Ascultă-mă, prietene, atâta vreme cât vei avea sinele în subsolul vieții tale, în basementul vieții tale, atâta timp cât vei avea acest basement, acest sine atașat, niciodată nu o să te poți înfrâna, niciodată. Dacă ai probleme cu nervii, mereu vei fi nervos și vei promite că nu mai faci, dar până când vei muri, vei fi o persoană care cum îți vine... cum spui ce-ți trece prin cap. Și la urmă îți pare rău, dar îți pare rău degeaba. Dacă ai probleme cu alcoolul, spui asta e ultima dată, așa spui de 20 de ani. Dar dacă ai probleme cu altceva, tot promiți și nu o să ți se întâmple niciodată nimic, pentru că tu ești condus de instincte și Hristos știe și vine și spune: leapă de instanța asta care ca pe un te pune să te duci unde nu trebuie. Leapă-te de la tine și lasă-te condus de legile lui Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu să vină ca la început și aruncă sinele ca la început. Când eu te-am făcut Adame, tu nu aveai sine,
Eu eram în controlul vieții tale. Tu l-ai aruncat pe Dumnezeu, ai luat o religie numită ortodoxă, catolică, de care vrei tu, și ai pus-o acolo ca să ai conștiința liniștită, dar religia nu te afectează cu nimic. Și cu ea și fără ea tot tu ești. Aia e doar așa. Ții și tu cu steaua, cu republicanii și cu nu știu care religie, dar de fapt ai o viață separată de toate aceste lucruri. Când Iisus Hristos vine, El îți spune în mod concret ce trebuie să faci. Îți spune, ascultă-mă, în controlul vieții tale trebuie să vină Dumnezeu. Prin legile Lui, nu fura, nu minți, nu curvi, nu pofti, nu face o mărturie mincinoasă, iubește, nu urâ, iartă, fii amabil, fii politicos, fii generos. Dumnezeu creează un cadru de atitudini pe care trebuie să le ai prin Duhul Sfânt. Fii la biserică și te comporți ca unul care nu vine la biserică. Și ai impresia că simplu fapt că vii la biserică te mântuiește, săracul de tine. Tu trebuie să te lepezi de sine. Altfel, degeaba vii la biserică, pentru că Hristos nu vine în controlul vieții tale dacă nu te lepezi de sine. Nu poți să-L ai și pe Hristos și sinele. Nu se poate. Ai ori etajul, ori basement-ul. Ți-alegi! Aceasta este toată povestea, frații mei. Aceasta e poveste simplă, extrem de simplă. Dar noi, predicatori, am complicat-o. Să nu vreți niciodată să vă lepădați de eu. Știu că sună urât, pentru că vi se spune diferit. Dar când vreți să vă lepădați de eu, vreți să vă lepădați de instanța voastră intelectuală și veți rămâne oameni care nu mai gândiți. Vă lepădați de instanța voastră afectivă și veți rămâne oameni care nu mai aveți sentimente. Vă veți lepăda de instanța voastră spirituală și nu mai aveți Duhul. Nu vorbesc de Duhul Sfânt, vorbesc de Duhul omului. Și vă veți lepăda de trupul vostru, de biologic. Poate un om să trăiască fără trup, merge stafie pe stradă? Euul meu trebuie să rămână, dar subordonat prezenței lui Dumnezeu. Eu, Luigi Mițoi, nu trebuie să mor, trebuie să trăiesc, dar subordonat domniei lui Dumnezeu. Însă ceea ce trebuie să nu mai am eu este instanța firii, este instanța păcatelor, a instinctelor primare care mă conduc. De ce faci așa? Că așa îmi place. De ce faci așa? Că așa vreau. Asta este toată povestea, să vă lepădați de sine, nu de eu. De ce v-am spus în această seară că ceea ce vă spun acum, adică să vă lepădați de sine, este o introducere la caracter și temperament? Dragii mei, caracterul și temperamentul sunt două cuvinte, dar dincolo de aceste două cuvinte sunt două realități. Noi jonglăm cu cuvintele, adică folosim cuvintele, caracter și temperament, dar ce este în spatele cuvântului caracter pentru tine? Când tu mergi la magazin să-ți cumperi ceva, acel ceva e băgat într-o cutie. Ție, de fapt, ce-ți trebuie? Acel ceva sau cutia? Cutia e doar ambalajul. Când eu spun cuvântul sine, eu, temperament, caracter, e doar un ambalaj. Ce e înăuntru pentru tine, în mintea ta? Ce este? E ceva? Ascultă-mă, dragul meu prieten. Tu niciodată nu vei putea să-L slujești pe Iisus să ai performanță și succes dacă nu știi cine ești, cum ești și ce vrei de la tine. Tu ești în confuzie, ești în ceață, tu nu vezi nimic. În lumea spirituală nu ai orientare, pentru că folosești niște cuvinte care sunt goale de sens, al căror înțeles nu e clar în mintea ta. Ai și am și avem nevoie de educație concretă. Avem nevoie să fim disciplinați în cuvântul și în Evanghelia lui Iisus Hristos. Să știm ce este sinele și să ne lepădăm de el. Să știm ce este euul și să-l subordonăm domniei lui Iisus Hristos, care se întoarce în locul lui, în stăpânirea vieții mele. Să știm ce este caracterul și să știm ce este temperamentul. În momentul în care vom ști ce este caracterul și ce este temperamentul, vom ști cum să lucrăm cu noi. Revin în încheiere la introducere. Când eu m-am întors la Domnul, am fost foarte preocupat de aceste lucruri și n-a avut cine să mi le explice. Și am avut o copilărie spirituală ca și cea
fizică, tristă, tristă, încărcată de prejudecăți. Mi-am obligat soția un an de zile să stea cu baticul pe cap în orice clip, tot timp, tot timp, doar când își făcea baie, probabil, atunci îl dădea jos. Și în viața mea au existat multe abuzuri. N-am fost rău atunci, mai rău decât acum, nu, ci doar am fost învățat greșit. Și am manifestat aceste prejudecăți pentru că am fost greșit învățat. Am fost greșit învățat. În casa mea n-a existat televizor, pentru că era urâciunea pustirii. Și copiii mei mergeau ascunzându-se la vecini la televizor. Și vecinii erau nepocăiți. Și ei spuneau unul către altul, uite-te și la prăpăditul ăsta de pocăit. Nu-și cumpără televizor, dar copiii lui toată ziua la mine acasă. Și eu eram mândru că n-am televizor. Nu mai puteam de mândru. Că nu l-am eu la mine în casă, dar nu mă interesa cu ce să hrănesc copiii mei când mergeau la vecini, chipurile, să-și facă lecțiile. Mă vrăjeau ei într-un fel, că bieții copiii trebuie să te păcălească într-un fel dacă îi aduci în situația asta. Copilăria mea spirituală a fost apăsată și otrăvită de prejudecăți și de lipsa unei educații biblice. De aceea mi-am luat atunci angajamentul și sper să mă țin de el până la sfârșit, să spun întotdeauna oamenilor ce scrie Evanghelia, pentru că Apostolul Pavel a făcut la fel. Nu mă interesează dacă voi mă credeți sau nu. Eu nu am control asupra voastră, dar asupra mea am. De aceea mă controlez să vă spun adevărul. Pe voi nu vă pot controla. Este problema voastră ce faceți voi. Eu mi-am făcut datoria în această seară și în calitate de poștaș v-am adus scrisoarea și plec. Nu mai este treaba mea dacă tu o citești sau nu. Nu-i treaba mea, e problema ta. Eu nu am control asupra ta. Eu am control doar asupra mea. Așa că eu mă controlez pe mine să vă spun adevărul. Că vă place sau nu, că mă criticați sau nu, aceasta este problema voastră. Problema mea este să vă spun adevărul și vi l-am spus. Dragii mei, e foarte dificil să accepți un adevăr care nu se potrivește cu adevărul pe care l-ai știut tu. Este dureros de greu. Însă în același timp, demnitatea mea de om mă motivează ca să am cerul și ca să-l am, trebuie să mă îndrept după cuvântul Domnului. Iar cuvântul Domnului îmi spune, mulțumesc, iar cuvântul Domnului îmi spune, trebuie să te lepezi de eu. Nu, trebuie să te lepezi de sine. Sinele este instanța instinctelor primare. Acestea mă determină pe mine să văd tot felul de filme cu imagini murdare, pentru că instinctul mă îndeamnă, nu legile Domnului. Acestea mă determină pe mine să mă manifest, să reacționez la ce am văzut și să ajung la autosatisfacere și la tot felul de alte păcate, pentru că instinctele acestea care stau în basementul clădirii mele, al casei mele, acestea mă determină, mă motivează să trăiesc într-un oarecare fel. Dragii mei, în încheiere vreau să vă spun în această seară că temperamentul este suma, adică totalul unor elemente care fac parte din noi. Ăsta nu se schimbă niciodată. Caracterul, dimpotrivă, este suma altor elemente care fac parte din noi. Noi suntem formați din caracter și temperament. Unul se schimbă, altul nu. Unul înseamnă ceva anume, altul înseamnă altceva anume. Noi trebuie să știm ce se poate schimba și ce nu se poate schimba. Eu n-am avut părinți, după cum bine știți, și pe mine m-a crescut o bunică. În ultimii 5 ani de viață a ei, ea a fost oarbă, nu a văzut cu niciun ochi. Și eu m-am ocupat de ea. Ea a fost pentru mine mamă, tată, frate, soră. Eu n-am avut pe nimeni, absolut pe nimeni în afară de ea. Pe nimeni. Când ea a murit, imediat după ce ea a murit, eu m-am pocăit, m-am întors la Dumnezeu. În momentul în care eu m-am întors la Dumnezeu, am înțeles că ea a murit nemântuită. Și atunci am început să mă rog și să postesc ca să o mântuiască Dumnezeu. Eu n-am știut că omul se poate mântui doar când e în viață. Și am început să postesc, am postit un an de zile,
dar cu o râvnă nebună. Și m-am rugat pentru această femeie, nu știu dacă pentru altcineva mai m-am rugat la fel de mult. Ea era moartă, ea nu mai putea fi mântuită, dar eu nu știam. Și pentru că mintea mea nu era lumină, eu acționam în întuneric și acționam greșit. Și posteam, dar posteam degeaba. Și mă rugam, dar mă rugam degeaba, pentru că mintea mea nu era luminată de Evanghelia lui Dumnezeu. Aveam râvnă, dar fără înțelepciune. Eram condus de interesele mele, nu de cuvântul Domnului. Și după un an de post și de rugăciune, Dumnezeu a venit în viața mea și mi-a explicat că numai oamenii vii se mai pot mântui. Bunica mea a pierdut această șansă. Pentru ea nu se mai poate face nimic. E dureros, dar e adevărat. Am avut atunci o lecție dură și grea, dar a fost lecția mea. Ea a educat ființa mea și au fost altele și altele ca și la voi. Eu sunt suma, sunt totalul acestor lecții dureroase pe care le-am primit în viață. Din Evanghelia lui Iisus Hristos, care vrea să cioplească în mine, să dăltuiască în mine, să formeze în mine modelul unui anume om, omul lui Dumnezeu, omul Bibliei, omul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, pierdută prin sinele care m-a deformat, dar recăpătată prin sinele pe care le-am aruncat. Și acum sunt ca la început. Eu, Luigi Mițoi, sunt omul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, pentru că am aruncat sinele și a venit Dumnezeu la locul lui în controlul vieții mele. Și Hristos pentru mine nu e doar Mântuitorul care mi-a iertat păcatele, e și Domnul care îmi guvernează viața și El îmi spune ce să fac și de multe ori îmi spune să fac ce nu-mi place. Foarte des ce-i place lui nu-mi place mie și intru în conflict de interese cu el și stau și mă gândesc, ca cine fac? Ca mine sau ca el? Dar e atât de frumoasă, e atât de atractivă, e atât de dulce. Și ce aleg? Ce-i place lui sau ce-mi place mie? Dacă eu am sinele, voi alege ce-mi place mie, că instinctul mă va călăuzi. N-ați observat și voi că mai ales filmele sud-americane cu care aș da în fundul garbiciului au următoarea filozofie: dacă îți place, fă-o. Eu nu trebuie să fac ce îmi place mie, eu trebuie să fac ce trebuie. Fiți atenți, eu nu trebuie să fac ce îmi place, eu trebuie să fac ce trebuie. Ce îmi place e sinele, ce trebuie e legea Domnului și domnia lui Iisus Hristos în viața mea. Aceasta este toată povestea, o poveste tristă și o poveste frumoasă. Depinde de tine. Dragul meu prieten, vreau să-ți spun în seara aceasta din nou și din nou. Marius Gorcea nu mai are șansa să facă nimic, nici bine, nici rău. A făcut ce a putut până ieri noapte. Ieri noapte șansa lui s-a încheiat. A plecat acasă la Dumnezeul pe care l-a slujit 33 de ani fără o zi. Mâine ar fi împlinit 33 de ani. De fapt astăzi. Nu, mâine. Că mâine la el este astăzi în Australia. Dar lui nu i s-a mai oferit șansa aceasta. Însă mie mi se oferă. Eu rămân responsabil de ce fac, de ce gândesc, de ce aleg și de ce simt. Eu rămân responsabil de sinele pe care îl protejez și permit să rămână în basementul clădirii vieții mele și de domnia lui Iisus Hristos care nu există. Eu n-am nicio lege, spun, bă, dar tu cine ești, bă, să-mi spui mie ce să fac? Așa gândesc oamenii astăzi. Lor nu le trebuie autoritate, lor nu le trebuie legi, lor nu le trebuie porunci, pe ei ofensează, ei vor să fie liberi. Liberi? Nu ești liber când lipsește domnia lui Hristos. Ești sub blestem și rob, nu liber. Liber ești când vine Domnul și când pleacă sinele. Înțelegi? Atunci ești liber. Cum ești tu? În această seară, așa de mult mi-aș dori să te poți ruga sincer și să te poți opri în dreptul tău, ocupându-te cu interes de viața ta. Tu niciodată nu vei mai avea ziua aceasta. Ziua aceasta a fost doar astăzi. N-a mai fost și nu va mai fi. Este doar astăzi. Și Dumnezeu în această zi și-a făcut datoria față de tine, pentru că ți-a spus adevărul. Acest adevăr cere o reacție din partea ta. Care este? Ești cinstit să reacționezi cum ar trebui? Te poți opri să-ți ceri iertare? Pentru toate instinctele care ți-au condus viața și ai făcut-o doar că ai avut plăcerea să o faci, n-ai avut nicio rațiune. Legea Domnului știi că nu-ți spune așa, dar ți-a plăcut. Instinctul primar te-a determinat să o faci doar că îți place, pentru că ești condus de gusturi. Dacă îți place, fă-o. Vreau
vreau în această seară să te rogi pentru tine și să mă lași și pe mine să mă rog pentru tine. Eu am observat de când am venit în America că aici este o rușine să-i permiți unui pastor să se roage pentru tine. Aici există un orgoliu spiritual, toată lumea e sfântă și pocăită. Și toată lumea stă așa pe bancă cu o atitudine sobră și dacă zici, cine vrea în seara aceasta să ia o decizie? Să ridice o mână. Cine vrea în seara aceasta să se hotărască pentru mai mult? Să ridice o mână. Toată lumea e de lemn, spunem amin și plecăm acasă. Înșirăm predici și nu le împlinește nimeni. Eu predic de acolo, mă ascultați cu bunăvoință și la urmă plecați acasă. Bă, oameni buni, nu-i cinstit nici pentru voi, nici pentru mine. Eu vă spun asta pentru că vă iubesc. Eu știu că pierd spunându-vă asta, dar ce pierd eu câștigați voi. Trebuie să vă pocăiți într-o manieră reală, nu americănește, nu românește, ci dumnezeiește. Aveți puterea în această seară să vă întrebați unde e sinele și unde este domnia lui și înainte de a pleca să vă rezolvați această problemă și să fiți sigur că Domnul este aici și El spune Luigi la dreapta sau Luigi la stânga, El îmi spune ce să fac, El mă călăuzește prin Duhul Sfânt, prin Scriptură, prin Duhul meu, prin tot felul de metode. El mă călăuzește, El îmi spune ce să fac și deciziile vieții mele nu-s greșite și viața mea are impact, are influență, are succes, are performanță și eu sunt o binecuvântare pentru oameni pentru că sunt sub domnia Lui. El mă călăuzește să vă vorbesc, El mă călăuzește să vă iubesc, El mă călăuzește să vă slujesc, El... Nu sinele meu care vrea confort și dacă mă deranjați un pic, mă supăr și nu te mai bag în seamă și trec ca bou pe lângă tine și mă fac că nu te văd. Și nu-ți spun nici bună ziua, nici hai, nici bai, nici pace, nici nimic. Că eu sunt supărat. Pocăit supărat nu există, există nepocăit supărat. Amândoi avem treabă în această seară și vom pleca de aici cu conștiința împăcată și cu liniște în sufletul nostru, pentru că domnia Lui este aici. Dacă Marius Gorcea a plecat din lumea aceasta, fără domnia Lui, este în iad. Dacă Marius Gorcea a plecat cu domnia Lui Iisus asupra Lui, este în cer. Vă imaginați, omul ăsta a avut faimă. Când mergeam cu el și slujeam, sute de tineri veneau să iau autografe. A avut faimă, a avut bani, a avut cetățenie canadiană și australiană. Dar ce sunt toate acestea astăzi? Nimic. Garbici. Tot ce contează este domnia lui Iisus Hristos. El a avut această domnie și noi toți știm asta. Tu ai? Este tot ce este important pentru tine în seara aceasta. Haideți să ne rugăm împreună în această seară și vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm.